Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 1 în limba română. În episodul anterior am terminat toate questurile secundare, aproape, ne-a mai rămas una singură pe care o găsim aici, lângă warehouse, pe partea dreaptă, avem o ușuliță pe care vom intra și aici vom găsi un individ pe care îl cheamă Tug. Hai să vorbim cu el. Who are you? What do you want? I got to admit I walked in here out of sheer curiosity. Curiosity breeds complication, as me mum used to say. May the soil lie lightly upon her. Though I'm curious why you bear two swords on your back. I'm looking for work, and these are the tools of my trade. You're a mercenary? Must make good coin. Interesting. I have a proposition for you. What did you have in mind? I know of a house that contains a treasure, yet it is haunted, and I'd rather not bother with ghosts. I'll tell you where it is, you get rid of the lost souls, and the treasure we shall split in half. Ok, se pare că este o casă pe care trebuie să o cercetăm. O să ne zic el unde e. Faza e că e cu spirite, cu de-astea. Ia, în regulă. Excellent. I'll mark the house on your map and wait here. See ya. Ok, se pare că am primit o misiune de la ăsta. Trebuie să mergem să cercetăm o casă abandonată și să luăm comoara, să o împărțim cu el. Și cam asta e, trebuie să batem tot ce se află acolo. Și casa lui ăsta, bine, o puteți tracui, dar este foarte aproape, este undeva aici, dacă nu mă înșel. Nu aici, aici. Nu e aici, unde e? Unde e? Asta o fi, cred că asta e. Da, asta e mai mult ca sigur. Oh, opa! Dacă vă uitați acolo în partea stângă, este cineva, o fată legată, ia. Băi, băiatul ăsta ne-a dat mare țeapă, nu-i bun? Quickly! Just one thing. What? That was pretty stupid, hiring a witcher against yourself. Se pare că a fost o capcană întinsă pentru noi. Hai să-i batem. A, hai să dau, mamă. Scoate, bă, sabia, așa. Amin, aleluia. Foarte ușor. Se pare că ăsta ne-a întins o capcană și mai are și o prizonieră. O să vorbim imediat cu ea. Ar trebui să vorbim cu Hald, cu acest elf. Hai să-i ciordim. Avem și o cheie care probabil deschide ceva, nu? Nu o să mai luăm chestia aia. Ok, și cam asta e, hai să vedem cu Half-Elf. Mamă, ce cap are, ești nebun. Are you all right? I don't wish to speak of it. And Terda Sen, Terda. I know your language, but not well enough to. Please visit me at home later. Farewell. Va-fail. Da, prieteni, ar trebui să mergem la ea acasă. Și acolo o să se întâmple ceva destul de interesant. Bine, nu e obligatoriu să mergeți, doar dacă vreți voi. Eu o să fac acest lucru pentru că vreau să vă arăt ceva foarte frumos. Ce nu prea ați mai văzut până acum. Nu de multe ori, mai rar așa ceva. Și când se întâmplă ceva rar, trebuie să-l faci neapărat. Și casa elfului, femeii elf, o găsiți undeva pe lângă Vilvalvi, pe drumul ăsta blocat din mijloc. Mai țineți minte, odată am intrat pe aici și am rămas blocat. Asta s-a întâmplat. După care să mergem în swamp, prieteni, o să mergem în swamp să ne ocupăm de main quest-ul, de misiunea principală. Asta e casa. Și hai să vorim cu ea. Am primit un mesaj. Greetings. Sadly, I don't speak the elder language. Pity, White Wolf. Oh, ne învață să vorbim limba elfilor. Light in the hand as you perform pilastras and crescent moon parries. Would you teach me? Da, cine poate învăța? Mare grijă ce ziceți la asta, pentru că dacă zici ceva greșit, poate nu o să mai ajungem în vrem noi. Însă așa pierdu memoria, nu știi despre ce e vorba. Hai. Hai să încercăm. Esse Fenowet. You are Fenowed. Cred că am zis bine.
Fene means sun. Fa means sun with child. Became is Evon I Pont Aguenen. Pont Aguenen. Mamma, what a fucking piece of shit. Albastir, prigia, asta cred că-i cea corectă. On the river of alabaster bridges. En camina. Abeth mi Gwynbled. In camine Dirt of Love, the final age. Ha! Stupid white wolf. I understand, da, enough. No, no, enough. Prima e corectă. I love it. En camina. Dearth of love. The final age, Ted Dared. Abeth. Și iată unde am ajuns, prieteni, unde am vrut de la bun început. Încă o fetișcoană trecută pe lista lui Geralt, nu mai știu cât e, sincer să fiu. Sunt multe oricum și încă o să urmeze, deci nu se oprește aici în niciun caz, prieteni, mai ales dacă stăm să punem la socoteală și Witcher 2 și Witcher 3, apoi... Cât a dat ăsta la bobă, ne-am dat noi... În toată viața ești nebun, cât a dat el în 3 jocuri. Așa. Da, prieteni, hai să revenim la treburile noastre principale pe care trebuie să le facem. O să mergem acum în swamp, o să mergem să activăm toate pietrele de obelisc pentru a activa turnul magic și o să-l înfrângem pe magicianul Alvas, Alvas. Sper că nu i-am pronunțat greșit numele. Alvas, parcă ceva de genul ăsta, nu mai știu. O să ne uităm imediat pe quest și o să vedem. Bam! Mamă, ce-mi place apa asta, jur. Deci are o claritate foarte, foarte șmecheră, nu știu. Deci e super, super faină. Nothing personal. Și ce muzicuță frumoasă, Declan Lewarden, ce mai faci grasule, ți-a fost dor de mine. Cred că ăsta i-a fost dor de mine ca să mai pună și el mâna pe niște para, că numai noi mergem în swamp, cine n-ai mai merge acolo. Take me time. Hai, 5 ore, rapid. Da, let's go. Let's go, move now. Oh, s-a însalinat și la mine. După fucking 2 săptămâni de ploaie, a venit și soarele. Da, prieteni, și am ajuns în swap. Se putea să nu ploaie. Se putea. Așa, prieteni, hai să ne uităm puțin pe quest. Și este vorba de monoliți. Da, trebuie să activăm cele 10 și dăm track ca să ne fie și nouă mai ușor. După ce le vom activa, se va deschide turnul. Dar vom avea ceva bătăi de cap. Nu multe, doar câteva așa. Și o să primim și 1000 de coinsuri, 1000 gold de la Karkstein, de la alchimist, odată ce vom activa astea. Faza e că, mamă, deci faza nasoală e că nu putem trece prin vegetație, că nu e un joc open world, mă repet din nou, deci o să avem o grămadă de bătăi de cap. De ce nu pot să merg pe acolo? Degeaba am semnul ăla pus acolo că nu merge, pur și simplu nu merge, guys. Așa că trebuie să mergem pe poteca asta și trebuie să ne rotim, să venim pe partea cealaltă, că așa e jocul ăsta, n-ai ce să-i faci, frate. Deci n-ai ce să-i faci, cred că n-am luat-o deloc bine sau am luat-o bine, bă, da, hai că am luat-o. Așa, puțin. Deci, foarte nasol. O grămadă de drowneri. Cred că am luat-o deloc bine, guys. Eu cred că... Ah, ba da, uite. Uite-o. Uite cât a trebuit să mi... Așa. Și astea sunt pietrele, una pentru fiecare. Hai, vină cu a, bossule. Unii fuge ăsta, ești nebun? Vino încoa, bulanciule. A, nu merge, trebuie să dăm cu așa. Mamă, cât ți-s acum, ies toți, frate, ești nebun? Frate, frate, se dă lumea la o parte. Hai să le luăm creierul. Și ce mai au ei? Nu știu unde l-am omorât pe ăla, în fine, nu mai contează că sunt o grămadă de drowner, nu o să fie asta vreo problemă. Și ia să vedem unde este următorul obelisc, deci ăsta l-am activat, următorul ar fi pe cealaltă parte undeva, mi arată semnul. Deci cred că e pe aici pe undeva.
Da. Dar că nu pot să trec din cauza gresanilor răstura. Și asta ar trebui să fie pe partea asta, da, ia uite-o. Destul de greu, adică dacă n-am avea atracul ăsta, cred că ar fi destul de greu să-l găsești. Ba, pot să dau la pariu, cred că ar lua câteva episoade bune să-l găsești. Nu știu, adică abia le găsim cu tracul ăsta, pentru că nu putem trece prin vegetație, v-am mai zis, nu e un joc open world, nu putem merge prin vegetație, nu ne dă voie jocul. Trebuie să găsim poteca corectă și să ajungem la ele și e destul de enervant. Următoarea ar fi undeva pe aici, putem trece? Hai că putem dacă e așa. Uite-o, foarte nice. Oh my god, ce aici, frate? Veniți încoa toți, hai. Hai, după mine. Mamă, câtă viață are ăsta. A explodat. A, n-a murit încă. Ești nebun? Amin, amin, frumoasă bătălie. Hai să-i ciordim. Repejor. Mie îmi place să le colectez chestiile astea. Nu lăsăm nimic în spate. Indiferent că ne trebuie, nu ne trebuie, e bine să le luăm. Și ăsta este următorul obelisc. Obelisc. Chiar erau desenele alea cu Yu-Gi-Oh, dacă știi cineva cartea aia. Obelisc se chema. Deci era o carte foarte puternică. Exodia și Obelisc. 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 Super, mi-aduce aminte de Yu-Gi-Oh! Aceste statuiete, practic, teoretic, nu? Ba da, hai că da. Așa, hai, toți încoa, veniți la motion. Doar 2 atâta? 3, 4, 5, mamă cât sunt, frate. Cam asta a fost. A mai rămas unul. Unul mititel. Explodează. Și a, mai e unul. A, mai vine 100. Super. Îmi place. Îmi place. Hai să îi ciordim. Din nou. Din nou și din nou. O grămadă. Faza că ăștia se respawnează. Adică dacă vrei să faceți experiență, puteți să stați vreo 3 săptămâni doar în swamp și să omorâți drowner. Dacă vă place să omorâți drowner. Și nu mai termina așa niciodată. Sau este, terminați într-un nivel foarte mare. Ok, sunt 10 de toate. Cred că ăsta ar fi al 5-lea, dacă nu mă înșel. Nu mai știu exact câte am activat. În fine, nu contează. O să ne arate jocul când e gata. Mai luăm câte o plantă de asta. Așa. Cât de cât elegant. Asta a fost cea mai ușor de găsit. Încă una undeva prin mlaștena asta. Bine, mlaștena e toată, ca idee. Unde e, mă? Unde? Că nu o văd. Nu o văd. Uite-o. Uite-o unde stăteam. A aștepta aici ca să o activez și să termin jocul. În niciun caz. Mai avem o grămadă, o grămadă din acest joc minunat. Foarte mult. Ultima, ba nu, nu este ultima asta, este penultima dacă nu mă înșel și este undeva aici lângă elf, în tabăra lor. O știu, de fapt am mai văzut-o, că n-am mai fost. E chiar aici în centru, da. Da, mă temeam că nu am piatra, că era culmea. Era culmea, când aveam piatra era jale. Nu mai știam ce să fac, nu mai terminam jocul veci, pururea min. Și ar mai fi una, și cred că asta e ultima, chiar lângă turn, chiar lângă turn, ce bine am zis. A, nu e lângă turn, e asta, de lângă turn. Asta e penultima. Și ar mai avea una singură. Da, asta e lângă turn, am zis bine. Și calea corectă ar fi pe poteca asta. Nu o să mai stau să omor urățenile astea pentru că sunt multe.
Avem aici niște decedați. A, nu e ultima. Nu e ultima, vorbi serios? Mai e una? Ok, practic. Mai e una. Ok, și aia lângă turn, da. Și ca să ajungeți acolo la turn, trebuie să veniți pe aici, pe undeva. Da. Trebuie să ne rotim și avem aici o grămadă de drowner. Hai să-i omorâm pe ăștia. A mai venit și un șobolan de ăsta. Sau ce naiba o fi. E urât rău. Așa. Cam asta a fost și cu drowneri ăștia. Cu guli, nu drowneri. Sau drowneri, nu, ăștia sunt drowneri. Gulii se ia mai mari, ok. Cât de dobitoc să fiu? Sunt la jumătatea jocului și încă nu știu care... Și încă nu știu să fac diferența între ghoul și drowner. Cât de dobitoc să fiu? What the hell? What the hell? Ok, și cred că n-am luat-o deloc bine, guys. Am impresia că n-am luat-o deloc, n-am deloc bine. Da, n-am luat-o deloc bine, guys. Să ne întoarcem înapoi, că m-am rătăcit. Asta e ultima și cea mai greu de găsit, pentru că nu poți să treci prin vegetația asta, trebuie să găsești poteca corectă, cum am mai zis. Și ca să găsești poteca corectă, trebuie să te învârți de-ți vine acru. Pe unde o fi? Pe aici trebuie să fie. Da, uite-o, asta-i. Amin. În cele din urmă am găsit și ultimul obelisc, este foarte aproape. Și aici, în dreapta, este și turnul. Dar o să mergem în următorul episod, pentru că o să fie un episod foarte special pentru voi. O să ne întâlnim cu Raymond, o să vedeți, o să vedeți. Hai, muriți. Dar cred că dau cu Steel Sword-ul. Le dau foarte puțin damage, dar nu mai contează acum. I-am omorât și mamă ce jump a făcut Geralt. A, mai venit unul, super. Ia să dau eu cu arma asta ca luna, că dădeam cu aia de oameni. Așa, bă, băiatule. Bă, de ce dau așa de puțin damage? Acum vorbesc serios. Oh my god, ce le-o dat-o de urât. Ce le-o dat-o de urât. Oh my god. Așa, colectăm tot. Nu lăsăm absolut niente, nada. Nimic, 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 nimic. Unde a murit aia, că nu mai văd. Nu mai văd. Da, au dispărut, probabil. Hai să activăm și ultimul obelisc de care avem noi nevoie pentru a deschide turnul ăla mare. Și cam asta a fost. Cam asta a fost. În următorul episod, prieteni, o să mergem la turn și o să ne confruntăm cu Raymond, mai bine zis cu magicianul, Javrad sau cum e naiba, zice ceva de genul. Mamă, what the fuck? Vorbeam și eu ca omul să fac încheierea și nu mă lasă acest drowner. Mamă, ce m-am speriat. Am crezut că a venit Raymond și mi-a dat mare bucata. Da, prieteni, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, de subscribe și un share dacă vreți să vadă și prietenii voștri. Până atunci, toate cele bune, vă respectă fratele Mitică și noi ne auzim în următoarele episoade, pe curând!